Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunteți pe canalul Karma by Natalia, unde vorbim despre magia runelor nordice-scandinave și folosirea puterii lor în practică. În videoul trecut am vorbit detaliat despre semnificația runei Gebo sau Gebo. Astăzi vreau să vă arăt cum lucrează energia ei în practică și anume voi explica construcția runică care se numește Împăcare. Construcția este pentru cuplu, adică bărbat și femeie, care din anumite motive s-au certat sau se ceartă, nu pot găsi soluția unei probleme care ar putea fi acceptată de ambii, nu mai vorbesc chiar din anumite motive de mândrie sau dezamăgire. Această construcție compusă din 6 rune le va ajuta să găsească un compromis, un echilibru, o rezolvare a situației care îi va satisface pe ambii. Mai întâi o să descifrez construcția pe detalii și pe urmă vă spun cum o activați. Ce vedeți acum pe ecran sunt cele 6 rune din care construcția este compusă. Runa centrală aici, desigur, este Gebo. Am vorbit despre ea în videoul trecut, anume ea va aduce echilibrul necesar ca această situație de conflict să fie rezolvată. În construcția noastră, ea ocupă locul central, o vedeți acum mai accentuată pe ecran. Runa Kenas sau Kano este aici pentru a face lumină. La fel am vorbit despre ea în videourile trecute. Kenas aprinde focul pasiunii dintre aceste două persoane. O să crească atracția iubirii dintre ei, dorința sexuală și dorința de a fi mai aproape unul de celălalt. Iar aceasta este poziția lui Kenas în construcția noastră. Teivas și Berkana sunt două rune despre care nu am vorbit încă detaliat, dar aici ele simbolizează de fapt bărbatul și femeia. Teivas, energie masculină, Berkana, energie feminină. Deci sunt cele două persoane pe care vrem să le aducem la împăcare. Iar aici vedeți poziția lor în construcția noastră runică. Următoarea rună este Sovilo, runa care va aduce claritate în situația dificilă. Ea va indica cuplului soluția cea mai efectivă pentru fiecare din ei. Runa Soarelui, care aduce doar succes, biruință și energie pozitivă. Aici o vedeți accentuată în construcția noastră pentru împăcare. Și ultima rună este Vunia, minunată, ușoară. Runa fericirii, bucuriei și plăcerii. În curând o să vă fac cunoștință și cu ea în următoarele videouri. Această rună va aduce armonie și bunăvoință între aceste două persoane, se vor bucura unul de celălalt la nesfârșit și totodată runa Vunia va fixa rezultatul final care îl dorim aici ca cuplul să trăiască mai departe în armonie, înțelegere, primind și oferind clipe de plăcere unul altuia. Runa Vunia se va scrie ultima în construcția noastră ca să accentuăm rezultatul final. Acum haideți să trecem la ritualul de activare. Cineva din voi, dragi prieteni, m-a întrebat în comentarii despre rune și fazele lunii. Chiar mi-a trecut cu vederea să menționez despre fazele lunii, așa că o să vă spun acum. Mulțumesc doamnei care a fost atentă și mi-a atras atenția. La mine cu fazele lunii e simplu. Când facem un ritual și vrem ca să lucreze pentru noi în plus, atunci îl facem când faza lunii este în creștere. Cum ar fi, de exemplu, ritualuri pentru bunăstare materială, îndeplinirea dorințelor sau în cazul nostru de azi, cum este împăcarea a două persoane. Runele vor lucra mai puternic dacă le activăm la luna în creștere. Când faza lunii este în descreștere, facem ritualuri care să meargă spre minus pentru noi. De exemplu, vindecare de o boală, care vrem să fie în descreștere. Când vrem să scăpăm de un viciu, cum ar fi fumatul, alcoolul, atunci activăm runele când luna este în descreștere. La construcția noastră de azi, pentru împăcare, vom lua faza lunii în creștere,
pe o foiță de hârtie scriem matricele celor două persoane. Mai întâi bărbatul, apoi femeia. Numele, prenumele, anul, data de naștere, apoi cu o carioca sau marker de culoare roșie, pentru că este vorba de pasiune aici, facem simbolul de împăcare peste ambele nume. Exact cum vedeți în imagine. Numele sunt inventate, o să ard foița imediat după ce fac filmarea. Este doar un exemplu. Activarea începe chiar din momentul când scrieți simbolul, datorită concentrației și energiei care o depuneți. Formula va lucra chiar mai puternic dacă însăși dumneavoastră sunteți una din persoanele dispuse să vă împăcați. Dar puteți să faceți și pentru alte două persoane din familie, fiu sau fiică, de exemplu dacă considerați că acest cuplu totuși merită o șansă să fie împreună. Activarea o vom face cu foc ca să aprindem flacăra pasiunii dintre ei. Așa cum vedeți în filmuleț, aprindem un chibrit, facem trei cercuri în direcția acelui ceasornicului și spunem: prin puterea acestor rune, fie ca, și spunem numele, Nicolae și Maria, să aibă liniște și pace, să uite de ceartă și supărare, cât mai curând să se împace. Așa să fie, sau amin. După activare, punem foița într-un plic de culoare roșie sau o învelim într-o hârtie roșie. Posibil ca simbolul va trebui să lucreze ceva timp, de la 2 săptămâni până la 2-3 luni, așa că aveți răbdare și odată pe lună, când faza lunii este în creștere, scoateți foița din plic și mai spuneți odată activarea. Puteți să faceți asta chiar de 3, 6 sau 9 ori, până aveți rezultatul dorit. Dacă o să aveți întrebări, o să mai răspund în comentarii. Sper că v-a fost de folos construcția de azi. Vă mulțumesc pentru aprecieri, like-uri și comentarii. Ne revedem curând la un nou video. Cu voi a fost Carma by Natalia.